Bun regăsit, prietenii, la un nou regal fotbalistic. Da, acesta este cuvântul, da, că ne referim la Liga a doua, 7 partide în direct aici în această rundă cu numărul 7, mai toate atractive într-o etapă care deja și-a consumat primele două jocuri. Așadar, suntem din nou împreună și vă mulțumim, prieteni Metropola TV, de asemenea dumneavoastră, dragi radioascultători, Sport Total FM. Și astăzi, vreme de 3 ore și jumătate, un regal fotbalistic și pe undele Sport Total FM. Dar gata cu vorba, prieten, suntem împreună cu prietenul și colegul nostru Ionuț Florea. Te salut, Ionuț, bine revenit! Te salut, Ionel, îți mulțumesc pentru invitație. În primul și în primul rând, la precedenta vizită aici a lui Ionuț, prieten, am avut multe goluri. Așa să fie, oare și astăzi ne așteptăm. Vremea e frumoasă, terenurile în general se prezintă bine, atacanții ori fi în vacanță, oare? Sperăm că nu, am avut 14 goluri în prima repriză, doar 5 în a doua, dar un total de 19. Un raport bun dacă sunt să ne gândim că vom avea 7 meciuri și astăzi, unul începe mai târziu. Cota noastră ar trebui să fie de 21, Ionel. Facem o medie așa, măcar 3 per meci. În lipsa titularului Robert Gherghe, cel care anunță goluri. E la muncă, Robert, da. E la muncă. Ca și noi, de altfel. Dar spunea Ionuț că este optimist, prieten, și avem toate argumentele. Nu să credem că și astăzi vom avea o etapă interesantă. Dacă ne uităm la primele două jocuri, ar trebui să fim puțin reticenți, nu? FC Bihor Steaua 0-1 și echipa argentinianului Aragolaza nu arată deloc bine. Câtă vreme se va mai axa echipa din Oradea pe această tehniciană. Dincolo, Steaua arată în continuare că este o echipă importantă, de luat în seamă în acest campionat. Chiar dacă nu marchează Kipir Liu, are cine să o facă. Steaua parcurs, Ionuț, 1200 de kilometri, au plecat din București marți dimineață și au ajuns înapoi vineri dimineață cu autocarul, pentru că deși vorbim de Steaua, nu se poate folosi avionul. Dar cu 3 puncte în autocar, drumul de întoarcere a fost mai ușor. Rămâne una dintre echipele neînvinse ale acestui sezon de Liga a doua. La cum s-au desfășurat ostilitățile, părea că bihorenii s-au învârtit în jurul stadionului de vreo 400-500 de ori să parcurgă acei kilometri pe care i-a parcurs Steaua. Într-adevăr, o echipă slăbuță în exprimare FC Bihor și am auzit deja primele nemulțumiri din tribune. Ionel, s-a strigat demisia, nu știu în ce limbă s-a strigat sau dacă tehnicianul bihorean a înțeles mesajul tribunei. Are translator și cred că demisia asta se aude bine în orice limbă. Când deja nu mai să nu fie Denisa în loc de demisia, știi că unii mai confundă. Să nu fie demisia președintelui, că președintele l-a adus pe acest argentinian Aragolaza, nu știu ce intenții. Poate că cine lase la start. Să-l aduci pe Ioan Hora, să-l aduci pe Ioan Filip, să-l aduci pe Ștal și alți jucători, de ce nu importanți, chiar dacă la unii dintre ei vârsta nu mai este un aliat, și să vii cu un antrenor argentinian. Adică nu pare să se lege foarte mult strategia asta, care, iată, din păcate pentru cei de la Bihor, o echipă frumoasă cu un gazon excelent, de altfel, cu un stadion care încă mai stă în picioare, pentru că va fi dărâmat, există preocupare acolo, rezultatele sunt departe de așteptări și vom vedea, nu, câtă vreme George Tătar, un alt nume interesant, dar necunoscut așa fotbalistic. Și acest Gustavo Aragolaza vor mai rezista la Oradea. Și un public avid de fotbal, Ionel, pentru că am văzut foarte mulți spectatori veniți la Oradea să vadă această partidă. Poate și venirea Stelei. Poate și venirea Stelei, într-adevăr, Steaua este un nume atrage, însă vezi... Mai mult afară decât în Ghencea, deja... să parafrazăm pe Robert, să-l aducem din nou în discuție. Este deja a treia echipă nou promovată care are probleme și se pune problema schimbării băncii tehnice după ce am văzut cazurile Focșan și Muscelu. Pare că oamenii aceștia care au așteptat foarte mult fotbalul de înaltă calitate, mă rog, în anticamera Superligii, oamenii aceștia nu au răbdare și vor imediat să-și securizeze prezența în Liga a doua și în sezonul viitor și aceste rezultate care nu sunt pe măsura așteptărilor creează această presiune venită din tribună. Da, vom vedea. Iată că la nivel de primă ligă, chiar vorbeam cu Ionuț înainte de intrare în emisie, vine un tehnician cu experiență, Eugen Neagoe, care aduce un suflu nou, cel puțin pe moment, la FC Buzău și cred că mișcare de genul ăsta sunt poate normale până la un punct. Venirea unui antrenor cu mare experiență aduce probabil altceva, cel puțin la Buzău am văzut acest lucru. Dar noi să ne întoarcem aici la Liga a doua. A doua partidă, tot așa, cu un singur gol, Chindia continuă, din păcate, parcursul extrem de modest. Dincolo, la Piatra Neamț, sunt vești care, iată, în antiteză cu ceea ce se întâmplă la Oradea, vorbesc de un viitor antrenor, Marco Veronese, care are calități incontestabile. Îmi spun cei de la Piatra Neamț, evident că laudă pe antrenorul lor, o victorie italiană la Târgoviște, chiar dacă formația gazdă reușește pe final să se apropie foarte mult de partea adversă. Însă la capitolul golurii și Daniel Florea, un jucător cu mare experiență, ratează în câteva rânduri. Cine să marcheze la Chindia și situația devine una din ce în ce mai delicată? Ceahlău începe să semene cu fotbalul italian, pentru că are un tehnician italian. După ce în primele 3 etape Ionel lua goluri pe bandă rulantă, pare că lucrurile încep să se așeze acolo.
s-au reglat. Victorie scurtă împotriva unei formații care ajunge deja la 3 înfrângeri consecutive după ce reușise să lege 2 victorii consecutive. E clar că lucrurile nu sunt limpezi la Chindia și aș vrea să mai văd o reacție din partea domnului Gherghiu, care pe parcursul acestui sezon au apărut informații în presă că ar dori să renunțe. Nu știu dacă s-a revenit asupra acestei decizii, dacă este convins, dacă este susținut la Târgoviște, pentru că noi am spus, acolo lucrurile pare că se fac puțin ciudat. Pe lângă faptul că sunt 2 stadioane și se mai discută de al treilea, în loc să se pompeze bani în echipă, să se facă un lot astfel încât să revii cu această formație la nivelul Superligii, se fac cu totul și cu totul alte lucrări de mentenanță acolo decât ar trebui în contextul în care echipa arată foarte rău în acest început de campionat. Lotul nu este chiar unul așa de neglijat. Sunt destule nume interesante acolo. Poate că în sfârșit putem rosti și numele băncii tehnice. Marian Vătavă, un tehnician tânăr, dar este acompaniat, nu, de Nico Croitoru, un antrenor care are licență pro, care are mare experiență, chiar dacă n-a antrenat foarte, foarte multe echipe. Marcel Gherghiu puncta, zice, domnule, ne-am gândit, ca și altă dată, să ne axăm pe elemente locale. La nivel de conducere și de antrenor, sunt și ceva absențe notabile la capitolul jucătorii. Capitanul Cornel Dinu are piciorul lungiv și lipsește, nu cred că este principala cauză. Se întoarce Daniel Florea, este Zipkovic, este Pesici acolo. Sunt jucători care pot găsi cu siguranță locuri la multe echipe de Liga a doua. Ceva însă nu merge la Chindia, chiar dacă oamenii care sprijină această echipă pompează foarte mulți bani, iar Marcel Gherghiu spunea, nu se pune problema să plec, am venit să ajut și rămân aici. Pe de altă parte, legat de antrenor, același Marcel Gherghiu spunea, altele sunt prioritățile noastre, avem destul de multe datorii în continuare, sunt multe lucruri de rezolvat, nu banca tehnică ne-ar preocupa. Dar probabil că după acest eșec, mai ales pe corul criticilor de acolo de la Târgoviște, că nu este ușor să lucrezi la Chindia, o echipă cu suporteri, dar și cu presiune, și este normal din acest punct de vedere, s-ar putea să se reconsidere această problemă a băncii tehnice, dar sunt sigur că Marcel Gherghiu și cei de acolo vor găsi un tehnician. Emil Sândoi era cel agreat, dar Emil Sândoi evident că a preferat varianta Politehnica Iași, dacă nu venea varianta Politehnica Iași. Și vă spun în premieră, prieten, că iată, această lume a antrenorilor nu este cea pe care o vedem la suprafață sau aceste alegeri. Antrenorul Politehnicii Iași, cel puțin pentru câteva ore, a fost Florin Pârvu. Florin Pârvu, care își dăduse acceptul pentru a prelua Politehnica Iași, urma să fie prezentat a doua zi, împreună cu stafful său, Cornel Schweitzer, îi acceptase toate doleanțele. Ei bine, dimineața următoare, când trebuia să plece către Iași, Florin Pârvu a renunțat. El încă are anumite sechele după evenimentul dramatic pe care l-a traversat și a cerut scuze pentru că într-o primă fază impulsul ăsta de a merge l-a determinat să spună ok. În dimineața în care trebuia să plece a anunțat conducerea Iașiului că nu merge. Și atunci dacă, asta făceam legătura, dacă Pârvul se ducea la Iași, Emil Sândoi era la Târgoviște. Așa cei de la Iași s-au reorientat și l-au dus pe Emil Sândoi. Chindia, în primul rând, va trebui să se stabilizeze în acest sezon, pentru că noi l-am mai avut prin intermediul telefonului pe președintele Gherghiu și spunea la un moment dat, este un an de tranziție, un an în care încercăm să construim și să stabilizăm această formație, iar din sezonul viitor ne propunem revenirea în Superligă. Doar că trebuie să faci o construcție bazată și pe anumite rezultate, Ionel. Nu poți construi pe un cor, așa cum spunea Mircea Lucescu, de fluierături și de dezaprobări, cum probabil vor începe să apară din tribuna târgovișteană, pe măsură ce Chindia nu reușește să puncteze. Și mai este un aspect. Oamenii de la Târgoviște contestă în continuare implicarea politicului în ceea ce înseamnă destinele echipei. Iar ei au spus, prin presă, că numirea lui Vătavu este făcută pe baza unor intervenții și nu pe bază de competențe profesionale. Acum... Da, este un antrenor tânăr, un fost jucător important care se află la începutul drumului ca antrenor principal. Da, probabil că se leagă de faptul că nu are experiență. Corect. El promovase cu cei de la Urban Titu. Însă această asociere cu Nico Croitoru pare ok. Ar trebui să fie una de succes. Din multe puncte de vedere, adică tinereța și exuberanța, dorința de afirmare a lui Marian Vătavu cu experiența lui Nico Croitoru. Iată că cel puțin deocamdată acest Maria își nu dă rezultatele așteptat acolo, Chindia se potignește, însă de apreciat Ceahlăul, care a descoperit un jucător de atac, acest Carl Davorzie, excelent de altfel. Dar nu e împrumutat de la CFR? Este împrumutat, dar l-au descoperit în sensul că l-au adus acolo, au avut această inspirație, iar la Ceahlăul lucrurile par să se îndrepte pe un făgaș normal. Patrick Petre a rămas acolo, capitanul echipei, se pare că jucătorii încep să înțeleagă strategia lui Marco Veronese.
A plecat Acvasi pe o sumă destul de importantă pentru Ceahlăul. Are răbdare Ioan Anton Măzărianu. Este și Marcel Pușcaș acolo, un om cu mare, mare experiență. Lucrurile încep să se așeze bine la Piatra Neamț, echipă care venea, nu după eșecul cu Metalul Globus, dar a găsit terenul propice acolo la Târgoviște și poate vorbi, cred eu, din ce în ce mai justificat Ceahlăul de o implicare, cel puțin o implicare, în lupta pentru play-off. În primul rând, acesta ar trebui să fie și obiectivul intermediar, Ionel, să atingă play-off-ul. Să nu uităm, sezonul trecut au fost la câteva minute de atingerea acestui obiectiv cu românul Cristi Pusnea pe bancă. Au decis să schimbe și ei, să se ducă către această filieră italiană, care părea la început ușor departe de așteptările celor de acolo. Până la urmă, iată că lucrurile, într-adevăr, așa cum subliniai și tu, încep să se așeze. Câștigă scurt, au o bună organizare de joc. Nu mai este acel Ceahlău care lua 3 în primele 2-3 etape. Acum, și când pierde, pierde greu, dar și când câștigă, ai văzut, se bazează strict pe acest stil de a marca scurt și, bineînțeles, 1-0, 2-1. Important este să acumuleze puncte, pentru că noi am subliniat, acest sistem te ajută dacă începi bine. Dacă încep greoi, îți este din ce în ce mai greu să ții trena celor 6 care se vor califica pentru bătălia finală. Da, iată, la acest capitol, CXR, dar nu stă foarte, foarte bine, o echipă care adună maxim până la acest moment. Celelalte echipe mai au anumite turbulențe până când se vor stabiliza cu exactitate. Am trecut așadar în revistă primele două partide din această rundă atât de generoasă, care ne oferă, prieteni, aici la Metropola TV, un adevărat regal fotbalistic la nivel de Liga a doua. 7 partide care vor debuta la ora 11, care mai de care mai atractive. Deși așteptările noastre sunt mari de fiecare dată, cu precădere la capitolul goluri, apropierea acestor etape fac ca echipele să fie mai precaute. Fiecare punct va conta în demersul de a prinde un loc de play-off, dezideratul la mai mult de jumătate dintre echipe, sau de a te îndepărta corespunzător acolo de locurile de play-out. Iată și clasamentul, Marian este foarte prompt. Steaua stă foarte bine, 15 puncte în spatele celor de la Cixereda. E adevărat că Steaua, pregătită de Daniel Oprița, are un meci mai mult. Afumațiul, cu un meci mai puțin deja, 5 partide jucate, are 12 puncte. Metalul Globus, ascensiune remarcabilă, 12 puncte. Slatina, 11 puncte. Și FC Voluntarii, dacă stăm să analizăm 11 puncte primele 6. În acest moment, din aceste prime 6, 3 n-au drept de promovare. Steaua, Afumați și Slatina, corect? Da. Voluntarii este pe loc de baraj. Bine, glumind. E abia etapa cu numărul 6, se mai pot schimba foarte multe. Dar ca să vezi cum se pot schimba datele problemei într-un campionat în care se permite ca o echipă care nu are drept de promovare să joace un rol important în ceea ce înseamnă promovarea celorlalte competitoare. Deci 3 din 6, la momentul discuției, nu pot promova echipe puternice. Steaua cu siguranță va fi în play-off, la cum arată. Mă uitam, are cea mai bună apărare, doar 2 goluri primite, Ionel, în 6 etape. Da, chiar dacă suferă ofensiv. De ambeță acolo și chiar dacă Steaua folosește un portar under. Absolut. Această discuție este una permanentă la nivelul fotbalului nostru, fie că vorbim de Liga 1 sau de Liga 2. În general, antrenorii care fac astfel de alegeri se bazează pe apărare experimentată, așa cum are de altfel și Steaua. Ștefan Drăghici, reprofilat, iată, de Daniel Oprița ca apărător dreapta, un jucător venit de la Craiova, în urmă cu vreo 2 stagiuni, care are și banderola de capitan, este Dean Beța, apărător central, este Vârtej acolo, în partea stângă este Adrian Ilie, la o luptă teribilă cu Mihai Dobrescu, doctorul pe care îl știe foarte bine și Mihai Stoica, că mi-aduc aminte când ne-am întâlnit la un meci în Liga 1, spunea Mihai Stoica, ia uite-mă și pe doctorul și pe Achim, ne bat ăștia cu jucătorii ăștia care de 100 de ani joacă la nivel de Liga a treia la acel moment, Liga a doua și mai apoi la nivel de Liga a întâi. Arată bine Steaua, să vedem în continuare. Într-adevăr, această problemă rămâne. Însă, din toate lorile de poziție, se spune că meritul sportiv este cel mai important. Corect. Că nu poți răpi dreptul unei echipe care se implică acolo și o face bine. Ce să spui de ce se Afumați? O formație care își depășește clar condiția, să vedem ce face astăzi la Reghin. Pentru că arena din Ungheni încă nu este refăcută și este aici, știu eu, acest neajuns pe care Mușelul Câmpălung l-a depășit. S-a întors acasă, bine, se întoarce cu un alt antrenor. Dincolo, cei de la Ungheni evoluează și astăzi la Reghin, unde vom fi și noi prieteni. Haideți să începem să trecem în revistă, nu partidele de astăzi, și ne oprim în primul și în primul rând la Chiajna. Nu mai putem spune, cu tărie, cu certitudine, că formația gazdă este favorită, chiar dacă adversarul Metalul Buzău este o grupare care a provat în această vară. Frumoasă. Într-o situație nu foarte comodă în clasament, dar este o echipă care are ceva idei fotbalistice puse în scenă de acest Balistan. Vorbim și aici de un antrenor cu mare longevitate, de vreo 7 stagiuni acolo. Concordia pleacă din nou favorită. Este ideea pe care o avem de fiecare dată când evoluează acasă trupa lui Ilie Poenaru. Dar ce va fi astăzi? Vom vedea după cele 90 de minute ale partidei care îl are la fața locului pe Dan Marinachi.
Metalul Buzău, care este pe buzele tuturor prin prisma calificării în grupele Cupei României. Miercuri aflăm, Ionuț, exact, aceste grupe și știm deja de miercuri încolo și distribuția în grupe. Exact. De partea cealaltă, Concordia Chiajna, mă uitam și pe clasament, din nou începe dezamăgitor. Locul 14 după 6 etape. Și nu am mai spus, Ionel, a venit acest Ilie Poenaru, un antrenor tânăr, un antrenor care încearcă să-și impună stilul de joc pe unde merge, dar vezi tu, este un alt episod din cariera lui care în momentul de față nu-l pune într-o lumină favorabilă. După ce a stat puțin la UTA, după ce a stat puțin la media și după ce a stat puțin la voluntari, vine din nou acest episod Chiajna, pe care dacă nu reușește să-l repare, poate să fie așa și o umbră asupra calităților sale de antrenor. Mie îmi place foarte mult Ilie Poenaru, îl consider unul dintre antrenorii buni, dar nimerește într-un mediu din nou care nu este propice performanței. L-auzeam pe domnul Tănase când am intrat în direct cu domnia sa și ne spunea: am adus un director tehnic care are viziuni diferite față de antrenor și încercăm să-i punem la masă, încercăm să-i aducem pe aceeași linie. Lucrurile astea trebuiau făcute înainte să înceapă campionatul Ionel, pentru că uite, te trezești după 6 etape că ai 8 puncte și că te îndepărtezi tot mai mult de acest obiectiv intermediar pe care toate echipele au, dar atinge play-off-ul. Și ce faci? Mai ratezi un an. Din nou investiții, din nou jucători aduși. Chiajna este una dintre echipele care schimbă cel mai des din punct de vedere al lotului și de fiecare dată, cel puțin la începutul sezonului, arată rău. Are norocul de a întâlni o echipă nou promovată, dar care poate norocul face... Norocul are, vom vedea azi. Exact, poate face surpriza indiferent de adversarul pe care îl întâlnești. Da, Concordia a plecat la drum, evident, cu Ilie Poenaru, având destule argumente. Lotul încă în cantonament, când a fost eu la Poiana Brașov, era așa în reconstrucție. Atunci nu se punea problema colaborării cu un director tehnic. Erau acolo cei care au primit sarcina de a conduce fotbalistic, Gabi Tama și Adrian Scarlatache, sunt și în continuare. Mai apoi, pe parcurs, experiența lui Cristi Tănase spunea că ceva nu merge. Și atunci le readuce, evident, este un prieten al acestei grupări, Peliță Dumitru. Vom vedea dacă experiența dumnealui se va completa cu încă tinereța lui Ilie Poenaru. Echipa primește foarte ușor goluri, cândva apărarea era baza acolo. Și chiar glumeam noi, dacă ar intra Ilie Poenaru, apărător stânga, Scarlatache, Tamaș, fundaș central, am găsit noi un apărător dreapta și am completat o defensivă la Concordia care va lua greu goluri. Dincolo, Metalul Buzău este o echipă care crește, încet, dar sigur. Jocul pare să fie unul stabil, are câteva nume interesante acolo. Avem un pariu cu Robert asupra unui atacant care sunt sigur că nu va rămâne foarte multă vreme la Metalul Buzău. Cred că va fi un partener greu astăzi pentru Concordia Chiajna, echipa pregătită de Vali Stan. În schimb, nu cred că același lucru se poate spune de partida de la Hunedoara, chiar dacă de fiecare dată când o echipă schimbă antrenorul și vorbim de adversarul din această după-amiază, din această zi, Mușelul Câmpolung merge din nou pe o variantă de genul ăsta, să spunem, Concordia Chiajna. Este Marius Bratu, un antrenor mai tânăr care debutează la nivel de Liga a doua, cu Marian Rada, un nume important, fotbalistic rapid, sau de câteva sezoane la FC Hermannstadt. Dincolo, Corvin începe să adune puncte. Formula de bază arată în continuare bine, chiar dacă au plecat câțiva jucători. Iar meciul de astăzi, Ionuț, pare să fie, pare. Vom vedea dacă cuvântul este potrivit la îndemâna celor de la Corvino. Corvino a mai bifat 3 puncte la mijlocul săptămânii, începe să-și topească restanțele cu care a început acest sezon, reușește să bată 1-0 pe Schellinger fără să strălucească. Economicos, așa. Exact, fără să strălucească, un gol dintr-o fază fixă marcat de fundașul central. Dacă stăm să analizăm acest nou cuplu pe banca tehnică Ionel Bratu-Rada, ar trebui să considerăm că Muscelu face un upgrade față de Lazar, care era singur acolo. Dacă stăm însă să-i luăm separat Bratul Lazar, nu văd o mare diferență. Și Marius Bratu debutează la nivelul Ligii Secunde, fiind un antrenor care a antrenat doar la Liga 3-a până în prezent. De partea cealaltă, îmi rămâne în minte declarația lui Lazar, care spunea: dacă nu promovezi nici anul acesta, voi ieși din această mocilă numită fotbal românesc. Îmi pare rău pentru Costin Lazar, este un nume mare în fotbal românesc și poate ar trebui să-i se acordă mai multă răbdare. Muscelu mută, este a doua nouă promovată care face acest lucru, dar eu cred că acolo problemele nu sunt de ordin tehnic, ci de calitatea lotului și de impactul acestor jucători cu nivelul superior al Ligii Secunde, Ionel. Este o, știu, o iubire așa cu năvădăi între Costin Ghiță, președintele de la Muscelu, și Costin Lazar, care a plecat, s-a întors la timp, a promovat echipa. Însă, până la urmă, rezultatele n-au fost așa, să spunem, aliatul lui Costin Lazar. Este o echipă eminamente privată. Și pare greu de crezut că la Câmpul Mușel sunt două formații, prieteni, una în Liga a doua, cea pe care o urmărim atent aici la Metropola TV și Sport Total FM, și una în Liga a treia, care ambele sunt eminamente private, lucru greu de crezut într-un oraș ca și Câmpul Mușel. Aici, apartenența dinamovistă a finanțatorului Claudiu Ciolan a condus spre numirea lui Marius Bratu, cel care, iată, pleacă după doar 3 etape
de la Agricola Borcea. Agricola Borcea, cea mai mică comună care a pătruns în grupele Cupei României, își va afla adversarii miercuri. A primit încuvințarea celor de acolo să plece Marius Bratu, pentru că era varianta de Liga 2. Debutul, să vedem, este la Hunedoara, în fața unei echipe puternice cu Florin Maxim pe bancă, iar ca o informație așa interesantă, Corvinul a prelungit contractele celor mai buni jucători, Antonio Manolache, Mihai Verisar și alții, pe încă două sezoane. Deci stabilitatea care există la Hunedoara, în ciuda faptului că au plecat câțiva jucători, veniți pentru o perioadă scurtă acolo, arată că acest proiect are soliditate. Este o partidă care pare să fie la discreția celor de la Corvinul, raportându-le la forțele pe care le vom vedea în teren, dar cine știe, fotbalul ne-a oferit de foarte multe ori multe surprize și cine știe dacă nu jucătorii de la Câmpul Lung vor pune mai serios umărul astăzi pentru a facilita debutul celor doi antrenori, Marian Rada, director tehnic, și Marius Bratu. Mergem și la derbiul argeșean de la Mioveni. CS Mioveni nu mai găsește calea către victorie. Misiune dificilă pentru Alin Chița. Dincolo FC Argeș și alimentează speranțele. Este clar o echipă mai valoroasă la acest moment. Iar cursul firesc al partidei ar trebui să aducă o victorie pentru echipa lui Nicolae Dică, care nu se află nici el într-o situație foarte facilă. Ce este interesant este că la FC Argeș, în loc să se vorbească de performanțele echipei, cum ar fi trebuit, obiectivul fiind clar promovarea, se vorbește tot mai mult de situația patronului Tudose. Bacă a depus actele să devină dânsul patron, bacă încearcă, bacă dacă nu este lăsat nu mai investește. Este o întreagă telenovelă acolo la Pitești, în condițiile în care echipa nu joacă mare lucru. Iată și primele imagini de la Mioveni, cel puțin tribuna pe care o vedem noi nu este foarte populată, dar până la ora startului cu siguranță vor mai veni spectatorii. Până la urmă, cred că pare să fie justificat. Omul dă niște bani. Corect. Și alții comandă pe banii lui. Dar nu ai cum să te pui cu primarul Genta să iei tu echipa dacă nu vrea dânsul. Trebuie să te pui, adică nu mai dau bani. Care e problema? Mai ales că domnul Tudose este implicat ca și sponsor și la Buzău, unde vorbim deja de o echipă de primă ligă. Probabil că e și greu pentru dânsul să se implice în două locuri. Și de ce nu alegi prima ligă, Ionel? Dacă tu nu ți se pare că expunerea mai mare o ai în prima ligă decât... Sau e vorba de brand, de numele echipei? Și de brand și de implicarea asta de mai multă vreme la Pitești, pentru că domnule ajută echipa asta de vreo 2-3 ani și tot încearcă să dea... Da, dar nu are rezultate în nicio parte, asta e mai trist. Are rezultate, dar pe de altă parte pare și curios, absolut curios totuși în fotbalul românesc. Poate că e și o mică doză de normalitate. Finanțatorul, omul care este generos și dă banii, spune, doamne, nu-l vreau pe Nicolae Dică antrenor. Ei bine, și împinge autoritatea Dani Coman și merge pe buna lui Nicolae Dică. Văd că între timp și Dani Coman pare să dea puțin înapoi la ceea ce se vede fotbalistic la Pitești. Meciul de astăzi este unul destul de important. Cu precădere, spune, pentru echipa piteșteană, care este obligată să câștige. Dacă nu bați la Mioveni, ce speranțe de a prinde play-off-ul și de ce nu de a vorbi mai departe de promovare. Dincolo, Alin Chița nu are atacanți. Unde să-i găsească? Are multe încearcă cu ce are la dispoziție acolo Alin Chița. A revenit pe drumul ăsta de antrenor principal într-o situație dificilă la Mioveni. Meciul de astăzi vom vedea cine rezervă. Și mergem, prieteni, și la Cizneria. La Cizneria, acolo unde avem Claudiu... corespondent acolo. Avem vreo 3 corespondenți la fața locului, acolo unde Claudiu Niculescu joacă o carte importantă. Claudiu Niculescu, cel de care se leagă frumoase performanțe la Șelimbăr, a aflat acum pe bancă o echipă care vorbește doar de promovare, FC Voluntari. Este echipa care pare să fie favorită certă. Dar cine știe la fața locului? Ce capcane! A pregătit Cornel Stănilă pentru oaspeții de la Voluntari. Voluntari este favorită certă pentru că în momentul de față Șelimbăr este în tunel, nu pentru că Voluntari joacă mare lucru, Ionel. Să nu uităm, etapa trecută bate 4-1, dar o face împotriva unor momente de joc bun ale oaspeților de la Chindia. Să nu uităm, tabela este deblocată și redeblocată, dacă îmi permis termenul, de Armaș cu două lovituri de cap care păreau că într-adevăr reușesc să deblocheze meciul în condițiile în care până la acea fază fixă Voluntariul a suferit. Venim din urmă cu oamenii din spate. Corect. Surprinzător. Este golghetul echipei în momentul de față Armaș, iar acest lucru ar trebui să ridice un semn de întrebare lui Claudiu Niculescu referitor la ce arată în joc și mai ales în câmp echipa pe care o antrenează. Are acest alibi, acest atu, de fapt, că merge la Șelimbăr, o echipă pe care el a construit-o sezonul trecut, doar că nu prea a mai rămas nimeni din ce știa el acolo. Șelimbăr cu Șumi încearcă, bineînțeles, să se redreseze. Nu-ți imagini excelente și de la Cizneria, chiar le mulțumim celor de la CSC 1599 Șelimbăr. Calitatea gazonului este una foarte, foarte bună. Chiar pare o arenă cochetă aici. Am fost și eu la Cizneria în urmă cu câțiva ani, chiar s-au mai modernizat puțin lucrurile pe acolo. Pare un mediu ok pentru cele două echipe. Tu bine punctai
Schellenberger este în reconstrucție totală, Constantin Schumacher are un lot aproape nou. Rezultatele însă în ultima perioadă sunt departe de așteptări. Îl cunoaștem pe Cornel Stănilă, un tip totuși echilibrat, dar în momente delicate ale echipei nu ezită să ia și decizii. Partida de astăzi nu cred că ar fi o mare dezamăgire pentru cei de la Schellenberger, deși ca o să câștigi fiecare meci, FC Voluntari, dacă ne uităm la o echipă care numără în continuare nume importante la nivel de prim eșalon și o altă, acea gazdă care a schimbat radical garnitura, evident că balanța ar înclina fotbalistii către FC Voluntari. Dar echilibrul la acest nivel competițional, probabil că va ieși la iveală și astăzi. Că tot vorbeai de răbdarea domnului Stănilă de la Schellenberger, cred că ar trebui să se amplifice în contextul în care i-a pus la dispoziție lui Constantin Schumacher un bolid care este încă în garaj, Ionel. Anul trecut, Claudiu Niculescu și-a construit o formație cu care a condus foarte mult timp sezonul din Liga a doua. În momentul în care nu-ți vinzi, îți pleacă foarte mulți jucători pe considerentul acesta financiar, nu antrenorul este problema în momentul în care vine un alt tehnician, ci felul în care găsește echipa pe care precedentul a părăsit-o. Deci cred că domnul Stănilă trebuie să înțeleagă că dacă ar face o mutare pe banca tehnică, nu ar schimba mare lucru în contextul în care echipa aceasta este adunată din toate zările în decurs de câteva săptămâni înainte de startul sezonului. Am rămas câțiva jucători din stagiunea trecută, însă clar, așteptările sunt legate de puncte, indiferent de cine vorbim. Nu cred că va accepta Cornel Stănilă ca echipa să se ducă foarte jos în clasament, iar de acolo șansele, de ce nu de a rămâne... Care domnului Stănilă? Să rămână echipa în Liga a doua, nu? Poate Liga... mai mult, Ionel? Da, clar, în Liga a doua să rămână în acest moment, dar dacă eșecurile se adună pe bandă rulantă, nu știu cine poate avea răbdare, nici măcar la Schellenberger. Partida de astăzi este un test important, are o echipă tânără. Asta tinere. E tribuna oficială din față, cea pe care o vedem? Da, tribuna. Bine, e o arenă mai veche, dar până când se face terenul de la Schellenberger, dacă se mai face, sau până când vor evolua din nou la Sibiu, este o arenă care găzduiește foarte multe meciuri. Vezi pe cineva cunoscut în spate acolo? În spate, cred că undeva prin peluză. Fotograful caută pe cineva acolo. Oricum, partida rămâne atractivă. Claudiu Niculescu nu s-ar fi despărțit în cele mai bune condiții de CSC 1599 Schellenberger. Știm că n-a terminat campionatul pe banca echipei lui Cornel Stănilă. Au fost ceva disensiuni, deși la un moment dat se vorbea de prelungirea angajamentului. Este acum la FC Voluntari cu obiectivul clar de a promova în prima ligă. Cel puțin pare să fie în grafic la acest moment. Claudiu Niculescu vine bine din urmă, iar meciul de astăzi este important pentru ambele grupări. În schimb, la București, de fapt la Clinceni, unde joacă Metaloglobus, formația, iată pe Constantin Schumacher în imagini, formația pregătită de Iani Zicu arată bine în acest sezon. Pare să fie un campionat care le rezervă celor de la Metaloglobus un alt statut. Și aici vorbim de o partidă în care echipa gazdă, în confruntarea cu un adversar modest la acest moment, depășit din mai toate punctele de vedere, viitorul Vandorii Târgu Jiu pare să fie accesibil, așa să fie oare? Falimentar, spune presa în momentul de față. 6 luni de salarii neplătite la Viitorul, foarte multe datorii pe care le-ar fi acumulat. Iată și pe Claudiu Niculescu, iese acum pe gazonul. Același mers pe care l-avea când intra ca fotbalist, Ionel. Alături de Florin Cerna, dacă ne uităm la bancă, dacă ne uităm la staff, ar trebui să trecem peste aceste etape și să ne aliniem din viitorul sezon din nou la Liga 1, însă realitatea este acolo și, pe gazon. E și Iulica Tame și acolo, nu? La secundul lui Claudiu Niculescu. O să vorbim probabil după meci și vedem cum a fost primit acolo Claudiu Niculescu. Dar într-adevăr mergem la Clinceni, Metaloglobus, Viitorul Pandurii Târgu Jiu, o echipă da, care se zbate în anonimat. Dar cine știe, de multe ori formații de genul ăsta oferi surprize. Da, o echipă care s-a bazat foarte mult pe importul de jucători străini cu o valoare îndoielnică din punctul meu de vedere și cred că domnul Sarcine se pregătește să capoteze sau mai bine zis să iasă din fotbal pentru că pare, ok, niciodată n-a fost o prezență foarte vizibilă domnul Sarcine, dar pare că în acest moment, prin vocea antrenorului, lucrurile s-au deteriorat teribil. Sunt, spuneam, 6 luni de întârziere la salarii, sunt foarte multe datorii, echipa este în insolvență și din ce am înțeles i s-a respins dreptul acesta, deci dacă nu se achită salariile, următorul pas ar fi falimentul. Mă uit și pe clasament, Ionel, până la urmă, cu un singur punct din 6 etape, cu doar 3 goluri marcate și 14 primite. Este un management care nu poate duce decât către Liga 3-a, dacă nu se întâmplă o minune. Pentru că încă este de vreme, dar dacă domnul Sarcină nu se apropie mai mult de formația aceasta și încearcă să o resusciteze, nu cred că Viitorul Pandurii Târgu Jiu, la ce a arătat în aceste 6 etape, mai poate spera ca la anul să joace din nou în Liga 2. Da, dificultate și legată de terenul pe care evoluează, pentru că trebuie să meargă, iată, la Turnul Severin, ba la Târgu Jiu, ba la Turnul Severin. Dar nu mai sunt lăsați să joace pe Constantin? Bine, nu mai sunt lăsați, pentru că la Târgu Jiu s-a făcut o echipă locală, din nou CSM Târgu Jiu, care are pretenții de a reînnoda tradiția
fotbalistică acolo. Niciodată Nicolae Sarcina n-a fost în relații foarte bune cu cei de acolo și iată că echipa merge la Turnul Severin. O situație delicată pe care o traversează trupa antrenată de Călin Cojocaru. Mergem și la Reghin, nu la Ungheni, pentru că primul meci care începe, Ionel. Începe, întârzie din nou inaugurarea arenei din Ungheni, din nou la Reghin, într-o partidă în care revelația ce se afumați va fi un adversar dificil, absolut dificil pentru Unirea, care caută astăzi o victorie indispensabilă, a spune. Postul lui Sebitu Dor nu este periclitat, dar este mare nevoie de victorie ca să câștige, să marcheze. Să vedem cine poate să o facă la Unirea Ungheni. Cred că asta este întrebarea de la care ar trebui să plecăm. Va reuși oare Ungheni să marcheze primul gol în Liga a doua, tocmai împotriva locului 3 afumați, care are una dintre cele mai bune defensive, doar 4 goluri încasate în acest moment? Ăsta este răspunsul pe care cu toții îl așteptăm în această dimineață de la această partidă. Afumații este, din punctul meu de vedere, favorită, dar am mai văzut surprize la nivelul Ligii Secunde. Inclusiv Afumați la Chiajna a fost prima mare bombă care a explodat în acest sezon de Liga a doua. Este un meci echilibrat, dar totuși aștept să vină și acest prim gol care poate să schimbe cursul acestei formații. Altfel, Ionel, mi-e teamă că și Ungheni alături de Viitorul va fi o echipă care va avea mari probleme să acumuleze puncte în acest sezon de Liga. Da, suntem deja Ionos, dragi prieteni Metropola TV, stimați radioascultători, Sport Total FM, la prima legătură de astăzi. Mergem la Cisnădie. Este alături de noi și îi mulțumim George Nedea, CSC 1599 și Limber FC Voluntari. O partidă, George, care atrage toate privirile. Te salutăm, bună ziua! Vă salut, așa este. Exact acum un minut a început partida. Claudiu Niculescu se reîntoarce aici pe stadionul din Cisnădie, însă de această dată din poziția de adversar. Și aliniază în primul 11 format din Maxim Gabriel, Grâț, Alex, Igor Almaș, Pițan Andrei, Șuteu Alexandru, Merloi George, Pandele Andrei, Toma Daniel, Carnat Nicolae, Radu Crișan și Nemec Adam. Și dacă aruncăm un ochi și pe lista de rezerve, avem chiar fost componența echipei din Schellenberg, avem pe Marvin Șib, Micael Panos, Cătălin Alexe, nume cunoscute pentru formația din Schellenberg, care astăzi se întorc la Cisnădie ca oponenți. De cealaltă parte, Constantin Schumacher a aliniat un prim 11, format din Radu Mălușan, Lucian Buzan, German Raul, Natea Ciprian, Șerpan, Sorin, Olariu Daniel, Boboc Robert, Monea George, Fernando Rodrigo, Bucureiu Cosmin și Babic Matco. Vremea e foarte bună aici la Schellenberg, la Cisnădie, este vreme de primăvară și anunță o partidă interesantă. Vă ținem la curent ne dată ce se schimbă situația. Deocamdată scorul 0-0, minutul 2. Da, și doar atât, cât spectatori au venit, vedem că terenul se prezintă bine, arena e ok, cochetă. Vreme bună, un meci demn de Liga a doua, dacă nu, cu puțin noroc, dacă ne gândim la formațiile de anul trecut, Schellenberg a promovat chiar matematic, n-a avut drept, Voluntari a jucat în Liga 1, putem spune că un mini duel de Liga 1. Nu spuneam doar de numărul de spectatori, George, atât. Undeva în sub de 30 de spectatori. Tribuna 1 este aproape plină la Cisnădie. Bine, domnule, mulțumesc foarte mult. N-a apucat să mergem la Focșani. Focșaniul cu FCU Craiova este de la ora 12. Vom discuta despre acest meci și ne mutăm deja la Chiajna. O partidă în care Concordia pleacă, Dan Marinache cu prima șansă. O va fructifica oare? Te salutăm, bună ziua! Bună ziua, Ionel! Într-adevăr, Concordia pleacă cu prima șansă, dar oare de câte ori n-a plecat aici acasă Concordia cu prima șansă? A fructificat-o o singură dată în acest sezon acasă, în acea partidă câștigată cu cei de la Câmpul Lung. A fost 1-0 atunci cu un gol din penalti al lui Ghimpuș. Astăzi sperăm că spectacolul care include golurile va fi mai generos aici la Chiajna între Concordia, echipa locală și tot o nouă promovată, mă refer la Metalul Buzău. Haideți să vedem distribuțiile pe care cei doi antrenori, Ilie Poenaru și Valentin Stan, le-au ales pentru această partidă. Concordia are următoarea formulă, poate Vâlceanu, jucător de cumpă, Iancu, Ocoloco, Marc Dobrescu, Ciuciulete, Rodriguez, Robert Ion, Ghimpuș, Burcea și Bălan, capitanul echipei. De partea cealaltă, Valentin Stani ales pe Dinu în poartă, jucători de câmp, Olaru, Manea, Radu, Mihai, Tudorică, Borțoneanu, Robu, Opaiț, Moldovan și Constantinescu. Acum o
fază prelungită de atac în care o aspeților până la urmă mingea a ieșit din zona periculoasă. Arbitrii acestei partide sunt la centru Valentin Naidin din Turnul Măgurele, ajutat la tușe de Iulian Contofan din Iași, Ana Pușcașu și Ato din Iași, a rezervă este Dragoș Păreu din Curtea de Argeș. Acestea sunt primele amănunte de la Chiajna, să sperăm că partida va fi spectaculoasă și interesantă prin ceea ce oferă ca dramatism întotdeauna jocul de fotbal. Doar numărul de spectatori, Dan, te rog. Cred că sunt 300 de fani prezenți la această partidă. De obicei, la Chiajna erau prezenți fanii oaspeților, nu văd totuși oaspeți de grupare din partea Metalului Buzău prezentă la această partidă, deci sunt oamenii obișnuiți ai stadionului din Chiajna. Da, ne vom întoarce, Dan Marinache, evident, la tine. Până atunci, până ne ducem la altă legătură, spuneam de Focșani. FCU Craiova, Ionuț, cei de la Focșani au avansat pe lista antrenorilor. Bogdan Antone sau Andrei Prepeliță au fost cei căutați. De ce să nu Focșani? Cei căutați au refuzat deocamdată. Astăzi, Drareș Porica este pe banca tehnică. Sunt și multe alte nume în atenția celor de la Focșani. Și chiar vorbeam cu cineva să vezi surpriză că bate Focșanul fără antrenor pe FCU Craiova, după care cine știe ce decizie vor lua conducătorii acestei echipe. Un meci în care formația oaspete și aici pleacă cu prima șansă, însă vom vedea dacă jucătorii vor avea ambiția de a arăta în continuare că sunt fotbaliști. La Focșan, spun. Doar cu 3 puncte obținute și acelea în fața unei nou promovate, așa cum erau și ei, e cam greu totuși pentru Focșani în momentul de față și fără antrenor pe bancă să răpună Craiova, deși nici FCU nu arată foarte bine și are același joc potihnit, dar Marius Croitor are acest alibi, Ionel, că i s-au vândut aproape toți jucătorii de valoare. Până atunci însă, până mergem la Focșani, să ajungem la Mioveni. Este prezent la acest derby argeșean, prietenul și colegul nostru, Dan Mihai Bădescu. Te salutăm, Dan, care e atmosfera, care sunt perspectivele, care sunt premisele acestei dispute. Bună ziua! Da, salut, Ionel Luțean, o atmosferă superbă aici în derbiul Argesul, în etapa cu numărul 7, unde Argesul atacă pe partea stângă, încearcă o pasă pentru Rădesu, meci echilibrat până acum, nicio ocazie, 0-0, niciun șut pe poartă, însă spuneam, atmosfera este una superbă, la tribuna oficială este arhiplină, partea opusă, undeva la jumătate, însă galeria Argesului face datoria, de asemenea avem și câțiva suporteri acelor de la Mioveni, care sunt ceva mai energici, să spunem așa, se încearcă un atac pe partea dreaptă pentru Gabriel Gheorghe. O să trecem la locurile celor două formații. Haideți să spunem că Alin Chita joacă într-un sistem 4-2-3-1 cu Flavius Coitor, un poartă pe linia de fund, Laurențiu Corbu, Alexandru Fore, Garuti, Constantin Șerban la închidere, Busea pe dreapta, Alexandru Răuță pe partea stângă, cei trei din spatele atacantului de la dreapta la stângă, Ovidiu Dusan, Ianis Vencu, Remus Gabriel Gusea și în față Teoharis, grecul Teoharis. De partea cealaltă, supra lui Nicolae Dică, un sistem interesant, 4-2-1-2-1, în poartă cu Denis Oncescu, pe linia de fund, Andrei Tofan, Guilherme Gomez, Garuti, Esteban Orozco și Marius Ionut Viceac la închidere, Petișor Petrescu pe dreapta, Kevin Ducure pe stânga, jucătorul de creație Patrick Dulcea, pe dreapta Gabriel Gheorghe, pe stânga Ionut Rădescu, atacantul central Mihai Alexandru Roman. O să trec și la rezervele celor două formații, ce este Mioveni cu Bădescu Mihai, nicio gradă rudinetă, știți, Andrei Răuț. Eu m-am gândit că de-aia te-ai dus la meci. Serios. Nu, chiar și comentez în acest moment pentru ce este Mioveni. Valentin Coșereanu, Ionuș Șerban, Nicolae Zamura, Andrei Militaru, Mateo Căprescu și Florentin Puiu. De partea cealaltă, FC Argeș, Straton, evident, portat de rezervă, Florin Borța, Mario Tudose, Cosin Ghiocel, Tacari Piseto, Marco Dico, Ianis Pârvu, Robert Moldoveanu și Valentin Bucăceanu. Să spunem brigada de arbitri, centru Cătălin Buș din Râmnicu Vâlcea, asistenți Alexandru Mihaile din Râmnicu Vâlcea, Viorel Dobre din București, arbitru de rezervă, Cristian Bârgoliș din Brăila, observator de arbitri Cristian Saba din Bacău, iar delegatul de joc din partea Federației Române de Fotbal, Ciprian Trițăcaru din Târgoviște. Dan, doar numărul de spectatori și îți mulțumim pentru prima intervenție. Da. Să punem undeva pe la 5.000 de spectatori, cel puțin astăzi. Momentan o centrală de pe partea dreaptă, însă argeșinii resping prin Guilherme Gomez Garuti. Da, cifră de primă ligă, Dan Mihai Bădescu, ne vom întoarce. Ai văzut, Ionuț, afluență mare de spectatori la tribuna oficială, acolo personalitățile. Dar mergem și ne bucurăm să le regăsim la Hunedoara, pe prietenul și colegul nostru Claudiu Sav, Corvinul la FC Mușelul, o partidă în care formația gazdă, Claudiu, pleacă ca favorită certă. Se va vedea asta și pe gazon. Te salutăm!
Salutare tuturor, mă bucur să ne reauzim de aici de la Hunedoara. Să sperăm că așa va fi. Mă rog, sunt subiectiv acum. Asistăm la o primă acțiune periculoasă de atac a Corbinului, care vine doar în minutul 7 în urma unui corner executat însă modestă de Ghiligiu. S-a jucat deocamdată doar în zona centrului terenului. Se tatonează cele două echipe. Am auzit adineauri despre numărul mare de suporteri de la partida de dinainte. Aici la Hunedoara sunt undeva peste 1000 de spectatori la acest joc. Mărturisesc că a fost ceva mai multă lume miercuri la ora 17 în acea restanță cu CSC Schellenberg, dar ușor-ușor lumea se reobișnuiește probabil și cu această oră de matineu care este atât de pregnantă în divizia B, în Liga Secundă. O nouă acțiune de atac a Corvinului acum și va fi o nouă lovitură de la colțul terenului, nu o repunere din colțul careului mic. Prilej pentru mine de a da citire celor două formații. Aceste câmpuri Mușcel, antrenată din această săptămână de Marius Bratu, ajutat de Marian Rada. A început astăzi la Hunedoara cu voi, cu un poartă. Jucători de câmp sunt Curea, Genaru, capitanul echipei, Stelea, Gâsă, Longer, Marius Sanda, Popescu, Bogdan Vasile, Stancu și Cacior, jucătorii celor de la ACS Câmpul Mușcel. De partea cealaltă, Florin Maxim răspunde cu aceeași formulă pe care a folosit-o și în mijlocul, și la mijlocul săptămânii, și anume cu Lester în poartă, apoi jucători de câmp sunt Pop, Lică, capitanul echipei, Manolache, Velisar, Cărăruș, Lupu, McDillaher, Andrei Herghiligiu, Nicolae Pârbulescu și unicul Vârfurpin și golgheterul la zi al echipei, tânărul Luca Stumpan, jucător de doar 17 ani. Spuneam gol Metaloglobus! Numai puțin, te rog, Claudiu! Contra-atac acum al lui Ionuț, Pop, centrare în fața porții și va fi din autonom. Da, mulțumim foarte mult, Claudiu Ionuț, încep să curgă golurile. Într-adevăr, Metaloglobus deschide scorul, un rezultat anticipat, după cum arată formația gorjeană. Este 1-0 din minutul 11. Gazdele continuă forma extraordinară din acest început de sezon. Da, vom ajunge și noi la Clinceni, acolo unde luni seara este o partidă de certă atracție la nivel de primă ligă. Vorbim de Unirea Slobozia Rapid, deocamdată așteptăm acolo o legătură, rămăsesem la acest meci de la Focșani, Marius Croitoru este obligat să înving o echipă care traversează momente dificile. Însă vom reveni pentru că este Gabi Safta cu noi. Prima reușită, Gabi, în această etapă, în această zi, de fapt, este sub privirile tale. Metaloglobus începe, logic, de altfel, foarte bine. Te salutăm, bună ziua! Vă salut și eu de aici de la Clinceni, sub un soare superb de care încă ne bucurăm în această toamnă, Ionel. Într-adevăr, deschidem etapa cu golul marcat de Zakir. A fost o acțiune superbă, o acțiune de superligă, dacă îmi dai voie să forțez un pic nota. Un 1-2 al lui Hujban cu Zakir, care l-a pus singur cu poarta goală pe Zakir, au pornit amândoi de la 30 de metri, cu Ivan a reușit să ia fața fundașului central, a dat o pasă lui Zakir, acesta i-a reîntors fața, după care mingea l-a pus singur pe Zakir în fața porții, nu avea cum să rateze. 1-0 din minutul 10 pentru Metaloglobus, cum spuneai, logic, pentru că viitorul vine aici cu un singur punct, iar Metaloglobus cu acest gol urcă pe locul 2 și gol! Irimia face 2-0 și de la 20 de metri, direct în vincul, cu piciorul stâng, Ionel. Da, ne bucurăm, Gabi, că ai putut vedea acest gol, iar noi am auzit în direct comentariul tău. Vom reveni la Clinceni, pentru că știu că ai și treabă la stația, da, amplificare. Iată ce debut de partidă are Metaloglobus. Cred că va fi, probabil, un scor fluviu acolo, în favoarea echipei pregătite de Iani Zicu. Iată ce înseamnă continuitate și la nivel de antrenor și, de ce nu, la nivelul lotului de jucători. Că îl întrebam pe președintele Burcă dacă speră ca în sezonul acesta Metaloglobus să se mai apropie de play-off, așa cum s-a întâmplat în sezoanele precedente când era antrenată de Gabi Manu. A spus că da, ar fi momentul ca Metaloglobus să mai facă un pas și să nu mai trăiască cu emoțiile pe care le-a trăit două sezoane la rând când s-a bătut la retrogradare și chiar a fost la un penalti distanță să retrogradeze în Liga 3. Iată că au învățat, au început să câștige și în deplasare și mai ales le poartă noroc Clinceni, Ionel, pentru că bat acasă pe bandă rulant. Da, sunt jucători care au nevoie de un câmp de joc de foarte bună calitate, gazonul de la Clinceni, în ciuda faptului că este folosit și de Unirea Slobozia, arată destul de bine. Însă cred că un argument important la Metaloglobus este legat și de continuitatea antrenorului, pentru că aici de fiecare dată, la fiecare început de campionat se schimba tehnicianul. Iar replica lui Marius Burcă, ce vrei, Ionel, au plecat toți la mai bine. Asta arată că avem mână bună la antrenori. Iată-l pe Iani Zicu, rămâne și mergem și la Reghin. Antal Sabo este alături de noi, formația gazdă, Unirea Ungheni, cu această revelație ce se afumați. Te salutăm, bună ziua, bun venit la Metropola TV și Sport Total FM. Bună ziua,
Bine v-am găsit. Sunt Sobontoloran de la Reghin, unde asist pentru dumneavoastră la meciul dintre CS Unirea 2018 Ungheni și CS Afumați. În orașul Viorilor se întâlnesc două nou promovate în Liga a doua, care după 5 etape disputate se află la extremitățile clasamentului, oaspeții ocupând locul 3, iar echipa gazdă care regulează astăzi la Reghin Unirea Ungheni se află pe poziția penultimă în clasamentul la zi. Hai să trecem la cele două formații, Laura. Să vă dau citire formațiilor. Începem cu oaspeții, CS Afumați. Echipa antrenată de Vasile Neagu îl are în poartă pe Eduard Chioveanu, Alin Lazar, Alexandru Duțu, Ionuț Alexandru Nicola, Ciprian Tanciu, Ionuț Zaină, Alexandru Ionic, Petculescu Robert, Constantin Robicek, Ori Paul Mustina. Deschidere de scor la Mioveni, derbiul Piteștiului. CS Mioveni FCA și 1-0. Numai puțin, de ce nu? Să deschide scor. Mihai Obertin, Vlad Ghinet, Cezar Beșleagă, Ștefan Cană, Ștefan Gheroaie, Shehait Hussein, Eduard Burlacu, Mario Preda și Valentin Dumitrache. Iată acum gazdele de la CS Unirea Ungheni, care îl are în poartă pe Robert Geantă, Alin Chinteș, Abel Popa, Ivan Îndiese, Mihai Cătălin Savin, Oni Tihonan, Miloș Zucanović, Cosmin Bârnoi, Victor Astafei, Andrei Șerban și Ioan Bârstan. Da, câți spectatori? Da, te rog. La centru Sergiu Anton din București, ajutat de către arbitrii asistenți Biro Borno Tomaș din Cernat, județul Covasna, Călin Daniel din București. Rezervă de arbitru este Dragoș Țurcanu din Piatra Neamț. Observatorii acestei partide sunt Sabou Daniel din Zalău, ca delegat de joc, iar observator de arbitri este domnul Bogdan Zamchirescu. Da, Antal, mulțumim pentru această primă intervenție. Ne vom întoarce la Reghin, pentru că acum ajungem de grabă la Mioveni, unde bucurie mare Dan Mihai Bădescu în tabăra formației gazdă, care, iată, începe atât de bine acest derby al Argeșului. Da, Ionel, să știi că Mioveni a câștigat majoritatea duelurilor aeriene. A fost un contraatac cu Guțea, extinde periculos, cum se întâmplă și acum în aceste momente. Guțea controlează bine balonul în fața lui Tofan. Guțea pătrunde în careu, Guțea caută o soluție, pasă înapoi pentru Buțea. Însă, haideți să spunem, a câștigat duelul, Guțea a pătruns în partea stângă, a trecut de Tofan, a șutat în forță, iar Vencu, din 2 metri, a reușit să marcheze tânărul jucător de doar 17 ani. Este, cred că, primul gol pentru el, un jucător împrumutat de la PCSB, primul gol pentru el, pentru Mioveni. Un gol din fața porții, pe o fază de contraatac în care Guțea a fost cel care a creat acest gol. Încă o dată pentru CS Mioveni. Da, da, să vedem acum replica formației din Pitești, nu, care pleca ca favorită în această dispută. Începutul jocului nu este deloc unul relevant pentru Nicolae Dică și jucătorii săi. Ne vom întoarce clar la tine, pentru că meciul Ionuț a căpătat un contur special încă din debutul lui. Da, și ar putea să fie ultimul pentru Nicolae Dică pe banca piteștienilor, pentru că presa spune că ar fi avut un obiectiv de 9 puncte din 3 etape. Dacă nu reușește să bată astăzi, este clar că nu îl mai poate atinge. Este încă de vreme, dar lucrurile nu arată deloc bine la FC Argeș. Nu este întâmplător faptul că au început atât de potihnic, nu este întâmplător faptul că sunt în continuare turbulențe și atât timp cât nu ai susținere totală și din partea principalului finanțator, pentru că domnul Tudose tace, dar e clar că nu îl înghite pe Dică în momentul de față, presiunea aceasta pe umerii lui Dică s-ar putea să fie extrem de mare și să nu o poată duce, și dacă
Zvonurile acestea sunt adevărate că ar fi primit un ultimatum din partea președintelui Coman de a face 9 puncte din 3 etape. Nu va atinge acest target. Există posibilitatea ca FC Argeș să de etapa viitoare să aibă pe bancă un alt tehnician. Da, este pariul lui Dani Coman. El a girat nouă pentru Nicolae Dică. Este doar începutul partidei. Probabil că FC Argeș, vedeam și formula de start, numără câțiva jucători cu mare, mare experiență, al căror raport ar trebui să se vadă, cel puțin deocamdată, însă aceste mioveni începe și ce bucurie era pe banca celor de la mioveni. A sprintat acolo. Rivalitate mare acolo. Unul dintre secunzi a sprintat către autorul golului mai bine decât mulți dintre jucătorii prezenții pe gazon descătușare acolo la mioveni. Oricum, partida a început bine pentru formația gazdă, iar Piteștile este obligat să iasă la joc și să caute cel puțin egalarea în perioada imediat următoare. Exact ce nu-i place să facă lui FC Argeș, să fie ea cea care conduce jocul, pentru că are probleme în jocul din câmp. Este o echipă mai degrabă reactivă decât una care poate să conducă jocul prin atacuri poziționale. Se complică misiunea, într-adevăr, mioveni știm foarte bine că dacă deschide scorul, este o echipă care se închide ca un arici și este foarte greu de spart acest baraj pe care îl construiește Chița. Mai greu este când trebuie ea să construiască, dar odată ce reușește să deschidă scorul, se pune pe două linii și este din ce în ce mai greu să egaleze. Da, așadar, început bun de partidă pentru CSM Ioveni. Avem 3 goluri până acum și ne apropiem deja de jumătatea primei reprize în cele 7 partide pe care le spuneam. Și amintam, Ionuț, seceta de goluri din primele 2 jocuri, doar 2 reușite, pare să fi rămas, iată, de actualitate și pentru jumătatea acestei prime reprize. Așteptăm replica atacanților. 23 de minute scurse până în acest moment. Concordia Chiajna, Metalul Buzău 0-0. Corvinu, Câmpul Lung, poate și aici o semi-surpriză 0-0. Corviniștii nu reușesc încă să deblocheze tabela. Mioveni pare surprinzător la conducerea partidei împotriva lui FC Argeș 1-0. CSC Schellenberg, FC Voluntari 0-0. Metalul Globus pare că deja și-a judecat cele 3 puncte împotriva viitorului Târgu Jiu 2-0 după 21 de minute. Iar chinul Unirii Ungheni de a sparge acest blestem al primului gol în Liga a doua continuă, 0-0 împotriva surprizei CSA Fumați. Da, o echipă care se bazează oarecum incredibil la acest nivel competițional, în formula de start, atenție, de 4 jucători under, CSA Fumați, și aș face chiar o paralelă cu Dinamo. Iată că se poate și așa. Foarte mulți nu risipesc, că sunt banii dumnealor, dar se uită la soluții de genul ăsta foarte, foarte costisitoare. Însă sunt echipe, Dinamo, de exemplu, vorbeam noi și săptămâna trecută de acest Cristi Lixandru, un jucător venit de nicăieri, care iată a acaparat un post de titular. E adevărat, în condițiile în care Dinamo are foarte multe absențe, iar ce se ia fumat, o echipă care, să spunem, că nu are o presiune teribilă, dar fiecare meci este important, aliniază în fiecare joc 4 jucători under. Pare greu de crezut că la Liga a doua cineva, în speță Vasile Neagu, îndrăznește acest lucru, dar pe de altă parte, Ionuț, vorbim și de calitate a respectivilor, că nu s-ar impune acolo ca titulari, în condițiile în care ai pe bancă seniori care ar putea juca, calitatea nu este argumentul principal al acestor jucători. Cred că asta ar trebui să fie și scopul ligii secunde, Ionel, să crești fotbaliști pentru ceea ce înseamnă fotbalul. Dar ce s-a întâmplat românesc acolo, numai puțin? Este o lovitură de colț pentru FC Voluntari. Da, era căzut un jucător de la îndreptată către părea punctul. Cu mâna nefiresc așa arbitra acestei partide, căzuse unul dintre jucătorii de la CSC 1599 Schellenberg. Vom urmări pe ecranele Metropola TV această Merloi, cred că este cel care lovitură. Da, Merloi la prima sa apariție ca titular după revenirea la FC Voluntari. Eram la CSA Fumați. Da, o echipă care cel puțin deocamdată își depășește clar statutul. A, și asta spuneam că există, ar trebui să existe acest obiectiv al ligii secunde de a crește jucători atât pentru prima ligă, Ionel, pentru că în continuare regula aceasta te ajută să duci jucători de la Liga a doua către Liga a întâi și să-i și valorifici, să-ți echilibrezi puțin bugetul și, în ultimul rând, să nu mai aduci jucători de valoare îndoielnică din străinătate, așa cum este cazul viitorului Târgu Jiu, care are peste 13-14 jucători din toate colțurile acestui pământ și, în momentul de față, are șanse mari ca de la anul să joace în Liga a treia. Deci, obiectivul și este de felicitat a Fumați. Iată și o principală contraatac acum pe partea stângă pentru Schellenberg. Centrare în fața porții. Să vedem dacă... Incredibilă ratare pentru CSC Schellenberg. Mare ratare. Metaloglobus închide de socoterile încă din minutul 23. Este 3-0. Gabi Safta, ne pregătim să venim din nou la tine. Pare că Metaloglobus va face scorul etapei. Era de așteptat, Ionel.
Da, dar mă întorc aici la această fază. Ce contraatac bun al celor de la CSC și Limber. Pasă ideal în fața porții, unde acolo se vede lipsa de experiență, probabil, a jucătorului care are luat dintr-o poziție bună. Ne și uitam, Ionuț, la plasa 2-0 porții. 2-0 raport ocazilor lui, pentru Schellenberg. Puțin mai devreme, FC Voluntar, tradițional, a avut o lovitură de colț, nu acolo unde ne uitam spre Adam Nemeț sau Igor Armaș. A venit contraatacul și iată, ocazie mare pentru CSC și Limber. Dacă Sibieni ratează, Metaloglobus, Gabi Safta, marchează. Este 3-0 și ce ar mai fi de spus? Ce ar mai fi de spus e că Metaloglobus continuă să atace, deși de un minut a făcut 3-0. Încă o dată salutări tuturor, e 3-0 și n-am apucat să vă spun echipele, dacă îți vine să crezi, Iulian. Început furtunos aici la Clinceni. Nu te lasă Metaloglobus, Gabi, nu te lasă Metaloglobus. La frecvența asta ofensivă a lor. Nu mă lasă să prezint nici măcar echipele, nici măcar pe ei nu mă lasă să-i prezint. Fac acum repede trecerea în revista celor două formații, așa cum este corect. Începem cu oaspeții în poartă: Lupescu, jucător de câmp, Eduard Croitoru, Mohamed Camara, Nicola Gavrici, Eduard, Claudiu Moisie, Abubakar Gacu, Dobrin Gașpar, Răzvan Vulpe, Danilo Dasi și doi atacanți, Adrian Gonja și Daniel Bârzu. De partea cealaltă, Metaloglobus, am să-i spun în ordinea așezării pe teren, în poartă Gavrilaș, în apărare cu Adio Caramalou, Adrian Nicolae și Neacșu, la mijloc Alex Irimia, Isaac Honciu, în atac avem David Irimia în partea dreaptă cu Iban în centru și Zakir în partea stângă. Este 3-0 pentru că în urmă cu vreo 2 minute și jumătate a fost o minge lungă dată de Caramalou în dreapta lui Coadio, în spatele fundașului stâng, a centrat cu Iban în 6 metri, a fost tras de umăr în spate și faultat, astfel că Dragoș Iban a transformat lovitura de la 11 metri. Înainte de 3-0 a fost o bară transversală, Zakir pus singur cu portarul de o deviere cu exterior al cui Iban a lovit bara transversală, care, dacă mă uit bine, se mișcă și acum, o bară lovită năpraznic de Zakir, putea să fie de atunci 3-0, este acum 3-0. Brigada de arbitri Sebastian Bădărău din Hunedoara, ajutat de Florin Istode din Târgu Bujor și Marian Istrat din Buftea, arbitru de rezervă Andreea Ene din București, observatori domnii Horatiu Sănescu din Craiova pentru joc și Silviu Crângașu pentru arbitri. 3-0, întrebarea ta are logică, ce ar fi de spus? Joc în sens unic, viitorul care a dat 3 goluri și n-a bătut pe nimeni în acest sezon, a dat un șut spre poartă undeva la 6 metri de butule lui Gavila. Și în rest, o singură echipă pe teren atacă de la început până când vă vorbesc în aceste momente și golurile. De fapt, primul gol a dus-o pe Metaloglobus pe locul 2. Ce a venit după primul gol este bonus pentru această echipă privată Metaloglobus. Depus în ramă, Gabi, depus în ramă, cel puțin deocamdată acest clasament. Măcar să apucăm să spunem numărul de spectatori până când Metaloglobus nu va veni din nou cu o altă reușită. În jur de 250, poate cu toți cei care sunt și în zona loșelor, sunt 300 de oameni care asistă la această partidă. Vremea este superbă, numai bună pentru fotbal, undeva 19 grade. Gazonul rezistă, îl știi foarte bine, Ionel, de la meciurile de Superliga. Aici joacă două echipe care Slobozia este în Superliga, are luni aici cu Rapid un supermeci, iar Metaloglobus bate la porțile Superligii, cel puțin dă în voie să visez că așa se gândesc jucătorii de la Metaloglobus, că anul acesta vor promova. Păi uite, Gabi, vezi ce grijă au cei de acolo de la Clinceni, pentru că echipa locală de Liga 3-a a evoluat ieri într-o partidă câștigată cu SCM Dunărea Giurgiu pe terenul 2 pentru a lăsa Metaloglobus în postură de organizatoare astăzi pe un câmp de joc de excelentă calitate, nu? Eleganță din partea celor de la Clinceni. Știi cum se spune? Gospodari adevărat și de la Clinceni. Acum, într-adevăr, îmi dau seama, au o echipă Liga 3, o echipă Liga 2 și o echipă Liga 1. Putem spune, cei de la Clinceni au aceste echipe. Să găsim și una de Liga 4, Gabi Safta, și dacă ai voie să cobori la vestiare, la pauză, să mai păstreze goluri Metaloglobus, că ne salvează și pe noi aici, pe mine și pe Ionuț Florea, la capitolul goluri, că în rest, în afară de tine, nu prea avem intervenții de pe stadioane. Vom reveni, Gabi, la tine. Mulțumesc. Da, sigur, sunt aici, vă aștept, am văzut viitorul să ofereze două schimbări, e și cazul, poate că 10 ar putea să ofereze. O să revin în momentul când îmi dau legătura, poate dacă mă forțează jucătorii, o voi face mai repede. Mulțumesc! Da, Gabi, da, 3-0 pentru Metaloglobus, să păstreze Ionuț goluri și pentru partidele următoare, în care nu vor mai fi adversari de genul ăsta, viitorul Târgu Jiu. Chiar mi-aduc aminte de o fază, sper să nu se repete și astăzi, într-un meci în care au pierdut la fel de concludent, pare mi se că Nicolae Sarcin a dat dispoziție ca autocarul să mai preia jucătorii.
Au plecat singuri acasă de la partida respectivă. Ar fi, cred, cazul și astăzi. Bine, râdem și noi, din păcate, amar. Este o echipă care nu poate ține pasul cu această competiție în acest moment. La cum arată lucrurile din punct de vedere financiar, nu știu dacă jucătorii și-ar mai dori să se întoarcă la Târgu Jiu. Mi-aduce aminte de jocul tinereții și al copilăriei noastre, Ionel, la Mălai, ceea ce se întâmplă la Clinceni. Acel joc la o singură poartă, toți trăgeam la aceeași poartă. Se pare că la partida de la Clinceni, așa cum sublinea și colegul nostru Gabi Safta, viitorul nici măcar nu ajunge în preajma porții, așadar va fi un simplu galop de sănătate. Și mă uitam pe media de goluri marcate până în această etapă a șaptea de Metaloglobus. Dacă punem la socoteală și aceste trei reușite de astăzi, două per meci, Ionel. O echipă care este total transformată, așa cum subliniai și tu, din punct de vedere ofensiv. Pare că și-a găsit antrenorul potrivit acestei formații. Un antrenor care poate măcar să ducă această echipă la un nivel superior. Până să vorbim de promovare, cred că oamenii de acolo sunt conștienți că primul obiectiv, cel intermediar, este play-off-ul, lucru pe care l-ar atinge Metaloglobus în premier. Nu, Gabi se pregătește, Gabi se grăbește să vorbească de, numele de promovare. Da, el ar vrea să transmită meciul la nivel de Superliga. Este clar, mai avem la noi. De vreme, dar pe de altă parte, bine, acum îndrăznim și noi în ton cu Gabi Safta. Dacă Metaloglobus promovează, are stadion. Deci poate juca la Clinceni, deci problema asta e rezolvată, nu? Clinceniul care găzduiește partide de Liga 1, o mare problemă e rezolvată deja. Arena de la Clinceni devine un business, Ionel, pentru că se plătește de către Slobozia, se plătește de către Metaloglobus, singura care nu plătește este echipa gazdă, care joacă pe terenul 2. Deci toți banii care vin de la aceste încasări ajută și formația locală să-și creeze o echipă care ar putea la anul să fie ea Liga 2. În Liga 2 și să înlocuiască Metaloglobus în Liga 2. Mai greu, pentru că Ales Borceanu a stat doar 4 zile. Au fost niște discuții acolo. Bine, șeful băncii tehnice este Paul Pârvulescu. Venise Alex Borceanu ca și secund și mi s-a explicat și mie pompos, așa, domnule, erau viziuni diferite. Fotbalistic, știi motivul real pentru care nu, cred că asta este. Chiar mi-a explicat cei de acolo că Borceanu vrea un joc de anumită calitate, altfel orientat. Paul Pârvulescu avea alte gândiri și după 4 zile spunea și Borceanu, domnule, nu m-am regăsit pentru că nu era locul, cel puțin din punctul ăsta de vedere, dar echipa gazdă din Clinceni a câștigat etapa trecută când era campionatul întrerupt. Le-au dat facilitatea de a juca pe arena centrală. Ei bine, ieri, pentru că iată, este Metaloglobus acum și Unirea Slobozia luni, au câștigat meciul de campionat pe terenul 2. Deci ei câștigă acasă, indiferent de terenul pe care joacă. Că e terenul 1, că e terenul 2, că e terenul sintetic, pentru că este la Clinceni o bază superbă chiar. Dar este aceeași echipă LPS Clinceni, Hemul Ducadam, pe care o comentam noi la Liga 3, este același concept? I-am schimbat denumirea acum, echipa ar trebui să se numească Clubul de Fotbal Ilfov. Încă actele nu sunt în regulă, evoluează deocamdată sub această titulatură, dar noua denumire a echipei este Club de Fotbal Ilfov, încercând să atragă în acest proiect și Consiliul Județean Ilfov, care se pare că deja este atras și participă financiar la susținerea acestei echipe. Are de susținut multe echipe Consiliul Județean Ilfov. Dar nu cred că e o sumă foarte convingătoare. Adică cred că așa ar fi normal, nu? Să dai peste tot. Corect. În funcție și de nivelul competițional, în funcție și de cerințele obiectivului pe care îl ai. Obiectiv pe care, iată, FC Voluntari îl atinge, cred, până acum. Suntem în minutul 30, spun asta pentru că avem imagini de la Cisnădie, dar parcă ritmul nu este unul foarte convingător, nu, din partea ambelor echipe. Din partea ambelor echipe, dar echipa care ar trebui să fie mai iute, cel puțin în exprimare, ar trebui să fie FC Voluntari, Ionel, pentru că este echipa care are obiectiv clar în acest sezon, acela de a reveni la nivelul Superligii, iar în momentul de față, din ce am văzut cu două mari ocazii semnate de Șelin Băreni, gazdele par a fi mai periculoase în aceste 32 de minute scurse. Are dare că vine o lovitură de colț, o lovitură liberă și gata. Dar să ajungi prin careu ca să poți obții o lovitură de colț. Au fost vreo două situații și pentru... Nu este clar că echipele astea care sunt mai mici, și nu o spun de o spunem toți, vin cu ambiția asta sporită, știi? Discuție, o formație tânără, eminamente tânără, schimbată. Știi, te uiți la confortul unor grupări de genul ăsta, na, cum este și pe ce voluntari, care are acest obiectiv clar de a promova, știi? Și vine ambiția asta jucătorilor mai puțin cotați, mai tineri care la rândul lor vor să impresioneze și să arate că ar merita acolo. Iată, din nou suntem la Cisnădie, tot cu formația gazdă. Cam mult roșu acolo, eu nu sunt cealaltă jumătate a terenului. Cam multă presiune în partea dreaptă a terenului, dacă îl parafrazăm pe Mircea Rendic, au stricat terenul în partea asta de cât au stat în apărare ilfovenii lui Claudiu Niculescu. În continuare,
am această părere că face voluntar suferă la capitolul construcție. Este de salutat revenirea în primul 11 a lui Merloi, un jucător cu o calitate tehnică superioară de la care ar putea veni aceste verticalizări de care Adam Nemeț are nevoie, dar uite-te cât de departe este momentul de față voluntar de partea aceasta ofensivă. Se apără cu toți jucătorii în propria jumătate împotriva unei echipe care, trebuie să recunoaștem, Ionel, nu trece prin cea mai bună formă în acest moment la nivelul ligii secunde. Dar care caută, Ionuț? Reabilitarea chiar în fața unui adversar puternic. Astea sunt meciurile grele, într-adevăr. FC voluntar s-au adunat eșecurile pentru trupa lui Constantin Schumacher. Nu, cu siguranță exagerat și eu nu s-ar pune problema în niciun caz a unei despărțiri. Deci nu ar trebui, are credit, nu, pentru că e o echipă eminamente nouă. Nu poți în 6 etape să reconstruiești o echipă care anul trecut a condus atât de mult Liga a doua și mai ales și-a pierdut scheletul, că ok, ai subliniat foarte bine. Jumătate dintre ei sunt pe banca și ori de la FC voluntari. Să le dea un tricou roșu să vedem care ar fi raportul de forțe dacă cei care au venit de la Schellenberg la voluntari s-ar întoarce și ar juca această partidă. Iată, ne surprinde în continuare, dar, pe de altă parte, ne surprinde neplăcut că n-au marcat cei de la Corvinul, însă ne place, nu, că AFC Mușelul Câmpulung rezistă acolo și poate că dă o replică notabilă formației gazdă care este net favorită. Iar acest scor se înscrie deja în caracteristica noastră legată de prestațiile echipelor care pleacă cu șansa a doua. Se agață literalmente de orice posibilitate. Este și cazul celor de la Câmpulung Mușel. Este clar de vreme, Corvinul s-a impus adevărat la limită și în fața Schellenbergului și s-ar putea, ne spunea Claudiu Sav, Corvinul prezintă același 11. Îl știm pe Florin Maxim că nu este adeptul unor schimbări de la o etapă la alta, chiar dacă echipa s-a jucat urmă cu 4 zile, s-ar putea eu nu să fie și puțină oboseală, logică de altfel, nu, la cei de la Corvinul. Să nu uităm că ei au și parcurs european, au avut și Supercupa, deja s-au adunat foarte multe meciuri la o echipă care nu era obișnuită cu acest ritm, dar la o echipă care în continuare, împotriva voinței lor, Ionel, nu are presiunea aceasta a promovării. Corvinul nu trebuie altceva decât să se recupereze și să-și pregătească echipa pentru sezonul viitor. Este un an de tranziție ca și în cazul lui Schellenberg, doar că cu obiective diferite. Trebuie să-ți pregătești echipa ca la anul, odată ce dreptul de promovare îți va fi alocat, să nu începi să găsești scuze atunci. Hai să vedem la vitra liberă pentru FC Voluntari. Iată, cei care sunteți pe Metropola TV, urmărim un moment care ar putea fi important în economia acestei partide. Lovitura liberă de pe partea dreaptă. A urcat la locul obișnuit fotbaliștii importanța ai celor de la FC Voluntari. La limita careului de 16 metri, arbitrul partidei vede toți ca ochii pe armă, da? Și dă Nemeț, cred. Ce a făcut acolo? Iată, asta îi cere Igor Armaș, îl ceartă pe George Merloi, urcă toată echipa în atac și el preferă o execuție din asta pe poartă în dorința de a surprinde pe tânărul goalkeeper al celor de la Schellenberg. Rămâne fără rezultat această fază, rămâne fără gol partida de la Cisnădie. Îmbucurător, eu nu știu că timpul este favorabil și terenul se prezintă bine aici la Cisnădie, unde de sport s-a vorbit de foarte multă vreme de echipa de handbal. Se întâmplă și acum, pentru că este o formație care evoluează la nivelul Ligii Florilor. Fotbalul la Cisnădie nu mai există nici măcar la nivel de Liga a treia. Bine că a venit Comunal Schellenberg. Da, este un oraș frumos, chiar dacă, bineînțeles, conjunctural are o echipă în momentul de față la nivelul Ligii Secunde. Întârzie totuși reacția Argeșului, Ionel, la Mioveni. Da. Mă așteptam ca după ce gazdele au deschis scorul să vină o reacție, iată că întârzie acest lucru și ne apropiem de ultimele 5 minute ale primei reprize. În continuare, CS Mioveni, surprinzător, dacă ne uităm la parcursul lor din ultimele etape, este la conducere împotriva lui FC Argeș. Într-adevăr, o misiune extrem de dificilă în momentul de față pentru Nicolae Dică să răstoarne această partidă, mai ales că fiind un derby local, indiferent de forma de moment, ambițiile se amplifică între cei 22 de jucători. Suntem puși pe glume, dragii prieteni, Metropola TV, stimați radioascultătorii Sport Total FM, și aș adăuga una, dacă îmi dați voie, cred că ar intra pe gazon și Alin Chiță în centrul apărării la CS Mioveni pentru a păstra acest 1-0, care ar aduce o victorie importantă acolo și ar strica mare parte din socoterile celor de la FC Argeș. Mă uitam și pe banca de rezervă. Argeșul are un lot, să spunem, competitiv pentru acest nivel fotbalist. E adevărat și că tot cu mare, mare experiență. Nici eu, de exemplu, n-am înțeles aducerea lui Seto Takayuki, de exemplu. Un jucător important, totuși, care poate asigura echilibrul, dar iată-l pe banca de rezervă. Are o vârstă respectabilă și face treaba acolo în niște limite cât de cât rezonabile.
Însă lipsa asta, poate și de idei fotbalistice, îl aduce pe Mihai Roman în centrul liniei de atac, un jucător repatriat. Erau foarte multe glume la Ploiești, spuneau toți când au zis că și-a reziliat contractul cu echipa din străinătate. Vai, să nu se întoarcă la noi, că n-ar mai fi cazul. Dar Roman a marcat în etapa trecută și de ce nu rămâne acolo în fața porții adverse să își facă simțită prezența? Însă Ionuț, ar fi de amintit și de apreciat 5.000 de spectatori. Câtă lume adunăm pe celelalte stadioane, avem aici la acest derby al Argeșului CSM Mioveni, FC Argeș, 5.000 de privitori. Două echipe care teoretic joacă pe același teren în momentul de față. Sunt considerate gazde, Ionel, pentru că știm foarte bine, după ce a fost demolat stadionul Nicolae Dobrin, FC Argeș joacă în calitate de gazdă aici, deci ar trebui să cunoască reperele acestui teren. De partea cealaltă, Mioveni, știm foarte bine, se confundă cu această suprafață. Într-adevăr, și din imagine pe care le vedem, tribuna a doua este extrem de populată. Vedem și în partea dreaptă, așa cum privim către ecran, un mic grup de suporteri al violeți. Să vedem dacă lungă deplasare. Cu lungă deplasare, exact. Au avut timp să bea și o cafea prin Mioveni și un sandwich, doar că rezultatele formației în momentul de față sunt extrem de neconvingătoare, Ionel. O formație care, să nu uităm, în urmă cu 2 ani și jumătate juca în play-off. Stai și puțin. Se deschide scorul la Hunedoara, până la urmă câmpul lung rezistă doar 38 de minute. Corvinu, echipa net superioară, valoric, reușește să spargă această blocadă a cuplului Bratu Rada și din minutul 39 Corvinul deschide scorul și face un salt în momentul de față până pe locul 10 în clasament cu 2 meciuri în minus. Uite, Ionuț, golul de la Hunedoara, lovitură de la 11 metri pe care o transformă finalmente echipa gazdă. Vom afla de la Claudiu Sav, cel care a marcat. Cred că Herghiligiu, probabil, este marcatorul. Ah, ce execuție de jucător, de calitate acolo. Lasă fără replică pe portarul. Cred că Voicu este în drepturile celor de la mușierul Câmpulung. Marchează cu mare ușurință și cred că da, este Andrei Herghiligiu, un jucător care are experiența primului eșalon. Iată și bannerul nostru acolo, în spatele porții. Ce bine se vede Metropola TV și Sport Total FM. Iată, eu nu știu execuție. Dar vezi, Ionel, cât de subțire este granița între un penalti bine executat și ratat. Dacă ar fi ghicit colțul portarul, ar fi poate spus, mai fi bătut a bătut așa. Telefonat. Da, n-ar știi mai fi formularea bătut aceasta, da? Acum l-a reușit să-l trimită în colțul opus și pare un penalti atât de simplu și de sigur executat. Da, a văzut și portarul, nu știu eu, care avea deja tendința de a pleca în partea dreaptă. Însă și experiența acestui jucător, Herghiligiu, și aici aș adăuga și la Metaloglobus, nu, prezența lui Huiban. Un atacant care ratează foarte greu de la punctul de la 11 metri, iar noi glumeam de fiecare dată că a preluat cu brio tricoul cu numărul 11 de la Ovidiu Hera, cel care și executa loviturile de la 11 metri. Ovidiu Hera, Ionuț, care a preluat comanda tehnică a unei echipe de Liga a 4-a, CSL Nanov din Teleorman. Iată o ocazie bună pentru FC Voluntari. Același tot Merloi și tot Armaș, nu? Dacă l-ar vedea Neagică pe Merloi. Nu fi la meci? Nu fi la meci, dar o fi prins autobuzul de Schellenberg, pentru că de ciznădie, de fapt, pentru că știm foarte bine, șeful de galerie ne onorează cu prezența pe aproape toate arenele, dar este totuși o distanță extrem de mare până la ciznăție. Da, este vorba de jucătorul care vrea să facă pe toate, George Merloi, nu? Revenirea lui aici, într-un moment care nu era așteptată, atât de rapidă de la farul, îl determină foarte probabil pe George Merloi să vrea să facă totul. Mergem la Hunedoara, Claudiu s-a făcut dreptate. Într-un fel, acolo, Corvinul marchează dintr-o lovitură de pedeapsă și deschide scorul. Așa este, s-a făcut dreptate în sensul în care echipa lui Florin Maxim a presat în continuu. Metaloglobus face 4-0. Numai puțin, Claudiu, să mai anunțăm un gol și ne întoarcem la tine. Scuză-mă, Claudiu, Metaloglobus 4-0, minutul 43 împotriva lui Viitorul Târgu Jiu. Ne întoarcem la tine, Claudiu. Da, singurul lucru cu care pot concura față de meciul de la București este numărul loviturilor de la colțul terenului pentru Corvinul. Cred că sunt 7 deja, toate executate de marcatorul golului până la urmă, Andrei Herghiligiu, tot un corner este și acum apoi o să vă povestesc și despre penaltiul transformat până la urmă de eroul din finala Cupei României. Centrează acum Herghiligiu și o lovitură de cap care trece de puțin pe lângă poartă. Lovitura de cap a lui Ion Cărăruș și a animat plus meciul. Așadar, a fost o acțiune solitară din banda dreapta lui Ionuț Pop, care a înșirat 3 jucători adverși, apoi a fost faultat în careu de Marius Sanda, așa am văzut eu,
Cel care a executat însă de la punctul cu VAR nu avea cum să rateze, Andrei Ghirghilegiu, care a trimis identic, însă în colțul opus, după cum o făcea pe data de 15 mai în acea finală de Cupa României, așadar cu foarte multă siguranță, și își deschide contul pentru Corvinul în acest sezon de Liga Secundă. 42 de minute scurte aici la Hunedoara, cu o singură echipă care atacă foarte adversă, echipa gazdă, prea puține acțiuni ofensive pentru oaspeții de astăzi. Mulțumim foarte mult, Claudiu. Pe de altă parte, Ionuț, da, maniera în care debutezi într-o partidă contra Corvinului nu e deloc comodă, indiferent cine era pe banca tehnică. Și vine, vine primul gol al Unirii Ungheni. Da, este 1-0 pentru Unirea Ungheni, minutul 45 plus 1, Ionel. După 6 etape și 45 de minute, Unirea Ungheni reușește să marcheze primul gol la nivelul ligii secunde în minutele de prelungire ale primei părți. Da, până atunci, Ionuț, ne mai mutăm o dată la Metaloglobul și o să am o mare temere cu Gabi Safta. Gabi, 4-0. Da, este 4-0. De ce temere? Pentru că să nu cumva să-ți vine ideea să ne cer să fii plătit la goluri. Da, asta mi-e teamă, știi? La golaveraș, nu, Gabi. Dar să știi că ar merita o primă dublă Zakir. Ce a putut să facă acest băiat este absolut de superligă. A făcut un dribbling senzațional la marginea careului de 16 metri. A trecut de primul adversar, după care din șold l-a driblat pe al doilea și a rămas singur cu poarta goală, a șutat în colțul lung. Acțiune marca Zakir personală, faza lui Zakir, care reușește o dublă. 4-0, Ionel, aici este dezastru pentru viitorul, care a avut o ocazie singur cu portarul, dacă ține să crezi, centrare de pe partea dreaptă, iar Gacu a rămas la 16 metri, a încercat un vole, însă lumea a râs în tribune, din păcate, de el, pentru că a luptat și mingea s-a dus aproape de costul terenului. Aceea a fost singura acțiune de atac a celor din Târgu Jiu. 4-0, un scor normal după aspectul jocului. Băieții de aici, de lângă mine, din cabină, spuneau că probabil echipa de care vorbeai din Cliceni, jucătorii din Liga 4-a, probabil ar fi reușit și ei victoria astăzi, dacă ar fi fost în fața celor la Viitorul. E trist să vezi, sincer, o echipă jucând atât de slab la nivelul ligii secunde. Au făcut deja și două schimbări la scorul de 3-0. Au ieșit din echipa Viitorul Pandurii Gașpar și cu Dastici, au intrat Flavius Dumbrăvean și cu Florin Cimparu. Vreau să 20 de secunde să spun un detaliu interesant de culoare. Pe teren sunt frații Irimia, frați gemeni, David și cu Alex. Alex a apărut în astăzi, pe David l-am mai văzut la Metaloglobul de câteva ori, David a și marcat. E o plăcere să vezi doi frați gemeni jucând la nivelul Superligii, într-un meci în care Parol conduce cu 4-0, născuți amândoi 2006. E punct final aici din prima repriză, 4-0, zarurile au fost aruncate, Ionel, te aștept în repriza a doua la următoarele goluri. Coboară la vestiare și spune să păstreze golul și pentru partidele următoare. Gabi, vom reveni în repriza a doua. Ionuț, ai anunțat cu atâta fast primul gol pentru Unirea Ungheni, că a fost și anulat. Cred că a fost gol turcesc, Ionel, turcesc. Pentru că, într-adevăr, nu pare a se confirma informația pe care toate site-urile și aplicațiile de specialitate live o dădeau. Este în continuare 0-0 la Ungheni și este și punct final după primele 45 de minute. Se pare că gazdele vor mai avea ceva de așteptat până când vor sparge cu adevărat gheața la nivelul ligii secunde. Pauză la Metaloglobus, pauză la Schellimber, pauză la Chiajna, Ionel, în continuare Concordia. Chiar prea am vorbit de Chiajna, adică nu ne-au dus legăturile acolo, dar iată că, știu eu, cred că deloc surprinzător acest 0-0 la pauză. Vorbeam de ascensiunea echipei lui Valistan, Metalul Buzău, și de neputința pe care a arătat-o de foarte multe ori Concordia Chiajna, așadar rezultatul de la pauză în linii mari nu este surprinzător. Nici măcar revenirea golghetului Adi Petre la sentimente mai bune față de fotbal pare că nu reușește să schimbe. Dar n-am înțeles dacă e formula de start, nu cred. Nu știu, Adi Bolan e capitanul echipei și am înțeles atacantul astăzi. Adi Petre probabil că este pe banca de rezervă. Ne-am uitat în pauză și vom afla. Teoretic ar fi, nu, dacă te întorci la sentimente mai bune, răspunsul tău ar trebui să vină pe gazon acolo, în partea secundă. Dacă nu e nici în lot, Ionel. De Adi Petre, deci încă nu și-a parafat revenirea, nu, Adi Petre. Dacă ne permite să glumim și astăzi, tocmai de-aia ne-a marcat Concordia, că nu este Adi Petre pe gazon, este în schimb Adi Bălan. Se mai joacă doar la Hunedoara, nu? Suntem aici în prelungirii. Și la Mioveni. Corvinul în atac. Da, evident, cei de la Câmpul Lung evoluează în tricouri alb-roșii. Este un fel de dinamo din Câmpul Lung, fără
un ajutor din partea formației bucureștene. Puternică Corvinul. Este doar 1-0 din viitoare de la 11 metri, dar probabil că repiza a doua se va cosmetiza. Pauză, prieteni, și pentru noi după cele 45 de minute scurse în partidele pe care le urmărim astăzi aici la Metropola TV și Sport Total FM. Imediat după ora 12 vom merge și la Focșani, unde debutează jocul dintre CSM și FCU 1948. Suficiente motive de a rămâne în continuare alte 2 ore și jumătate un regal fotbalistic doar aici la Metropola TV și Sport Total FM.